Hai, salutare și bine v-am găsit la un nou challenge pe acest canal De fapt, la un prim challenge de pe acest canal Suntem alături de Ovidiu Pandalinul Salutare, frate Salutare, salutare Da cine ești tu? Nu știu, frate, ce cine... contează Cine și ce-ai făcut cu Pandalinul? Pandalinul mascat Astăzi, după cum foarte bine ați văzut și din titlu, o să facem pentru un milion de dolari challenge. Să vedem ce suntem noi dispuși să facem pentru suma de un milion de dolari. Să-mi scrieți și voi. Să stau degeaba să vină milionul. Să stai degeaba? Pai stai frate! Gata! Stau și așa Bine. Așa Nu știu dacă mă mai aud, dar stau și așa Să vină milioane, bă! Hai că vin milioanele dacă e Să mă așez înapoi pe scaun, că nu ne mai prăstim asta Că nu vin milioanele așa stând degeaba, mă <hântări> Sau vin? Poate vin? Poate vin, poate nu vin Nu uita să rupe și voi acolo butonul de like Să va abonati la acest canal să facem 5 milioane de abonați Gata, Asta e targetul. Ce zici la ting? Bă, la cam în 40 de ani, poate. În 40 de ani, deci când, deci când nu o să mai fiu, o să am un milion de abonați pe canalul ăsta. Un milion, de... hai, cam așa o să fie. <laughs> și cu milionul. Hai să ne mai prostim atât și să începem. Vreau să scrieți și voi acolo în secțiunea de comentarii, dacă voi sunteți dispuși de la întrebarea 1, 2, 3, că da. uitați, aici sunt întrebările uh, da. sunt da. întrebările scrise. Opa, ce? Ești dispus. Ești dispus la întrebarea 1? Nu. Ah. Deci să scrieți și voi în secțiunea de comentarii numărul întrebării și dacă ați fi dispus să faceți lucrul acela sau dacă nu Și care vi se pare cea mai ciudată întrebare Deci v-am zis să vă abonați, să apăsați butonul de like, distribuiți și voi dacă, dacă vreți să mă ajutați să creștem canalul ăsta cât mai repede Pentru că aici postăm vloguri, reacții, challenge-uri, toate nebunile și să începem Ai vreo o idee de afaceri de la cel mai bun prieten pentru un milion de dolari, o vițiene? Nu frate, l-aș ajuta și așa m-a ajutat și el pe mine după aia. Bă, la, fix la asta m-am gândit și eu, sincer. Deci, în niciun caz. Ce facem? A, ah, gata, de am, stiu, am mers. Termen lung o să ajungi mai bine dacă nu fur și are el succes. Bă, da, e adevărat. Adică spier și prietenul, dar rămâi cu banii și na, nu știu ce să zic. E na. Și e și idee de afacere, adică nu știu, poate Bă, sunt șanse, știi care e faza aici? Sunt șanse ca afacerea să meargă, înțelegi? Sau ca afacerea să nu meargă să pierdeți amândoi milionul. Înțelegi ce zic? E. Adică tu poți să refuzi un milion de dolari să-i furi afacerea, dar nu știu, că tu-i tu, -i, tu -i furi afacerea. O să vin cu afacerea mea. Păi da, poți faci tu afacere. Ce afacere îți faci, frate? Secret. Vinzi bambuși? Nu. L-am prins, mă, nu. vin de bambuși. Gata. Păi să afacerea, te-am prins. Nu, frate, eu n-aș face așa. Hai mă, zici și mie, mă, zic că nu mai zi la nimeni. Nu postez episodul ăsta, zici și mie. <gântu -nice> ha, nicio ia nicio să vedem, ai nota în apele infestate de rechini pentru un milion de dolari? Nici o șansă, nici pentru 10 milioane. Nici eu n-aș face asta pentru că efectiv poți să ai un milion de dolari, dar să fii... Păi să mor, deci ce sens are? Păi da, asta e faza, mori, deci nu, nu se merită. <gântu -nice> Întrebarea numărul 3, ai renunțat la internet pentru un an? Da, de tot. Un mare, da, un foarte mare, da. Bă, mamă. Da, gândește-te că e bă. Ce? E super fain să iei pauză de la internet, să mai, și, să mai fi și plătit pentru asta pentru cu un milion de dolari, mamă, pe păi, vis. Dar gândește-te. păi doar un an, ce mare lucru un an. Păi e un an. Dar, dar gândește-te că Grămadă de bani, e perfect. Da, dar nu mai poți face nimic pe internet, adică ai putea să-ți vezi viața e timp e de un viața... an de zile fără internet? Păi ar fi greu, dai seama, dar într-un final o să te bucuri. Adică vrei, nu vrei, tot folosești oarecum internet, nu știu, mă gândesc și așa, habar n-am. No, păi lasă că pentru un milion stau Până... și doi ani fără net. Păi da, da, aici se, cum să zic, se bagă și chestia asta că nici n-ai voie să mă întreb, să-mi zici mie, caută știu ceva pe net pentru mine sau ceva de gen. Da, mă, da. Adică dacă... nu Nu, nu mă poți convinge. Dacă nu știi ceva, nu ai voie să cauți pe internet. Asta e viața Există cărți Există oh, o Să citească pandalinul cărți Bă nu știu, de citit. nu știu dacă aș putea Un an este Un timp A, stai că voi nu vedeți aici Gata Desigur că aș vrea Asta e varianta prima Care Pe care aș face și eu. Adică nici nu știu Un an este Un timp lung lung Bă e cam mult sincer Dar având în vedere că Pe internet nu cred că poți face Într-un an un milion de dolari Adică sunt șanse destul de mici, nu știu ce să zic. Eu dacă îl faci, îl faci cu multă muncă. Da, bă, da, aș vrea. Am dat și eu pe ei, da. Yes. <laughs> Întrebarea numărul 4. Uh, Ați pune toate economiile vieții într-o investiție riscantă? Nu. Mă da, nu riscul. Stai mă așa. Stai -mă. Pentru un milion de dolari, ai pune toate economiile într-o investiție da. riscantă? Învără, dar... Depinde de ce înseamnă toate economiile. Pe toate Aie. economiile fără milion? Păi da, dar dacă economiile tale sunt 10.000 de euro și vrei să investi, să faci o afacere micuță. Păi Logic fac, că, e... că oricum primesc un milion de dolari. Aia păi, zic, deci... <laughs> Pandalea, nu aș, nu aș avea niciodată economii de un milion de dolari. Deci păi asta dubio, zic. Ce deci eu aș, Pune pentru că oricum primezi milioane de dolari da, da, da. Deci asta e Ați ajunge la locul de muncă Goal, gen dezbrăcat eu am dat aici să traduc Ca să înțelegeți și voi Să înțelegeți și mai bine Pentru că nu vă pricep prea bine la engleză Am dat Întrebările erau în engleză Și le-am dat pe română Ca să înțeleagă toată lumea Ai ajunge la locul de muncă în gol Adică dacă te duce gol la locul de muncă Asta cred că ar fi întrebarea Nu da, ținem cont că munca mea Practic este youtube -ul. Practic stau acasă Mare, da, nu? Eu aici la întrebarea asta am și răspuns, de, am răspuns înainte și am zis da, pentru milion de dolari, da, sigur mă duc, <laughs> adică oriunde aș lucra v aș duce, vreți? să mă vadă 50 de mii de oameni, un milion de oameni, tot v aș duce. <laughs> Chiar așa mare cheste până la urmă. Adică te duci, ție oameni, dar nu te bagă nimeni la pușcărie sau ceva, adică n-ai ce să Pe pățești. Atâta, 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 mare lucru. Aole. Întrebarea -a... numărul 6, Sei iei bărbierii capul, oh, categoric, <laughs> clar, <laughs> nicio discuție <laughs> 1000 de euro cred că, ba nu chiar, dar pentru câteva mii de euro aș face asta Hai da, că nici pentru 1000 de euro, mama deci dacă îți dorează cineva 1000 de euro lui o video Se rade în cap, gata, a zis, a zis, deci dacă îți dorează cineva 1000 de euro se rade în cap Hai <laughs> da, că a fost cea mai ușoară de până acum, clar, da, da pe Aoleo. Da, clar dar, asta aș face, oricum sunt aproape de asta deci <laughs> Ai sacrifica viața unei persoane în întâmplare? Uh, nu. nu. Pentru nu. Nici o... Asta nu, nu mi se pare, nu mi se o chestie foarte ok, că adică nimeni nu merită să moară din punctul meu de vedere. Nu sunt eu sau tu sau oricine altcineva nu e o măsură să ia viața unei persoane sau ceva de genul, nu știu, e dubios. Întrebarea numărul 8, nici nu știu câte întrebări sunt, dar cred că sunt destul de multe. Ați falsifica o mare pe termen lung? Bă, depinde foarte mult ce înseamnă termenul ăsta lung. Da, păi să ne ce scrie aici, dacă ai avea un mod prin care uh, puteți rămâne acasă tenind o viață liberă, asta face ceva pentru acest lucru? Chiar dacă... a ah, da. Nu scrie nu, nimic interesant. Nu știu ce să zic. Bă. Vătămare înseamnă ceva destul de tare, cum e și acolo în poză cu piciorul rupt. Păi și da, prea... dar... Trăiești o perioadă lungă, tu nu poți să profiți de niciun bani, parcă nu prea merită. Hmm... Păi profiți, profiți nu profi... Da, nu poți să faci nimic, nu poți să te duci nicăieri. Da, de lungă dar e înseamnă... un milion de dolari. Da, da. Adică, adică gândește-te că te-ai fi... Cum era asta? Stai așa că era o întrebare aici. Că parcă nu mi-aș risca. Ai rămâne, ai sta fără internet timp de un an, dar ceva. timp de un an, doi, n-ai putea să stai... E vorba de ceva fizic, nu prea, parcă nu m-aș băga. Ca și cum mai fi în pandemie, frate. Nici chiar. <laughs> nu știu ce să zic, Să așa între, dar mai mult timp sper nu. Hmm. Parcă e mai important să-ți trăiești viața. Așa cum o trăiești. Da, nu știu ce înseamnă termenul ăsta lung, dar... Țin bănuiesc că... Bă, dacă ar fi un an, doi... Da. Eu pun da, de dacă ar fi un, an, an... poate da, dar mai mult de atât nu. Deci un an, maxim doi, eu zic că aș putea să falsific așa ceva. Bă, dar știi care e faza? <laughs> Dacă faci astea și te prinde cineva? Nu frate, nu. Nu, că după am un milion de dolari stau la pușcărie, nu-i bine. Am pus nu. Să-i vinde firma? Vă sigur. N-am nicio firmă, așa că aș vinde -o. Aș vinde frate, firma asta Dacă pe care nu am, am. de sub un milion, de fapt nu știu. Dacă ai o firmă foarte mică, logic. Dacă ai o firmă destul de ok, nu. Pentru că produce în timp. Uite că mă ca i Bă, eu am da sigur pentru că n-am nicio Aici firmă și de chestii, da, da, mă clar. refer doar la prezent acum, adică nu gen. No, <laughs> dacă nu am acum nicio firmă, aș vinde-o. Adică pot să fac o firmă să o vând pe un milion de dolari dacă vrea cineva să cumpere, să mă caute. <laughs> uh, nu ai mâncat, nu mai mâncat altceva decât mâncare pentru animale de companie din de două săptămâni? Bă, da. 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 da, frate, da. Bă, acum sincer, acum fără mișto, fără astea, nu știu, nu, mi-e rușine Bă să zic. Nu să slăbesc. Eu am mâncat mâncare pisicii. Gen, am vrut să fac cum e, sincer, am încercat. Am mâncat, de ce sunt asta? Da, am înțeles că nu-i prea bună, sincer. Bă, nu-i rea! Deci nu-i nici da. rea, dar nu-i nici mă. dar poți să mănânci da, de foame. Și deci dacă, ți, dacă e foame și ai singura alternativă, cum este în situația de față, păi pentru un milion de dolari două săptămâni, pe păi mănânc o lună dacă e nevoie, ce ai? Da. Un plus pentru mine, ca și slăbi. Perfect! <laughs> da, da, deci. Clar, am face asta amândoi, e bine. a ați avea un logo al brandului top pe față. Be, mm. Da, al brandului tatuat pe față, pe, pardon. Pe față niciodată, dar nu. Pe alt, nu. Dar pe alt undeva, da, aș face. Pe față nu aș face nici eu. Nu. Pe față nimic, frate. Credeam că asta e o față, dar nu e o față. Ai comi Ați comite fraude? Nu, pentru că aș intra la pușcărie și n-am nevoie de așa ceva <coughs> Tu? Cam, da. nu știu la ce se referă prin fraude Bă, nu știu mă frate, Dar că până fentezi. la urmă pentru o sumă super mică de bani e Pentru un milion de dolari Dar ce înseamnă fraude? Depinde cât de grav e Dacă e ceva minuscul ce nu-i pasă nimănui, atunci de ce nu? Păi gândește-te că E, sunt fraude, dacă stai să iei așa, sunt fraude de un milion de dolari. Pai tu mai ai zis ceva minuscul. Unde? Dacă ai zis nu, no, nu, sigur nu o să fie ceva minuscul pentru un milion de dolari. Ceva ca lumea? nu. Nu, no, nici eu nu, am zis aici, nu, e bine. Îți vin de unul dintre organele tale? Nici o șansă. Pentru nici sumă. În cel mai rău caz, aș, nu știu, știu că prin sau ce se donează, nu? Ce se da, Da, da rinic, un rinichi parcă se donează. Gen strict pentru familie și atât. Adică dacă ar fi nevoie, Bun, Doamne ferește. Dar să, vinde, să, să vând tona. sau ceva, nu. Îmi plac prea nu mult organele știu. mele, de ce scrie aici? Pentru <laughs> <laughs> Ai trei singuri în pădure un an? Ma, da, mi-ar fi mă, frică. mare, da, și la asta. Bă, da mi-ar mi fi frică, Păi da, da, un milion de dolari ești nebun. Hmm. Da, mă, da. Asta internetul. Ai putea te să trăiești în sălbăticie, uite ce scrie aici. Bă, să trăiesc, dar să am ceva, adică să am ce întrebe. Dacă ai ști că te întorci la un sol bancar foarte sănătos, da, nu vei avea bar. niciun adăpost, nici internet, da. nici nimic. Mă, pe, nu prea e cum, că nu avem niciunul cunoștințele necesare încă să supraviețuim. Deci, așa, fără nimic, deci una. fără nimic n-aș putea să supraviețuiesc Deci nu Da, nu putem, dar nu că nu vrem Nu putem Nu, Doar pentru o promisiune, nu Ia să vedem Ați vinde ceva care a fost furat? Bă, nu Pentru că tot la ferici să ai probleme Cu legea și nu e ok păi asta, dacă vinzi ceva furat Practic îți iei mare țeapă După aia, deci nu merită Nu, deci nu e Să nu observă și ți-ai luat-o nu, nu e bine, deci, nu. Se falsifica propria moarte? Dacă e vorba moarte? de o cană sau de o mașină, contează. Păi da, clar. Se da, falsifica propria moarte? Păi ce mai faci cu milionul după aia? Bă, asta o e... identitate nouă și ești forță. Nu prea. Asta presupune să, să dispar din locul tău. Să dispari și nimeni să nu mai știe nimic de tine, absolut nimeni să începe viața nouă cum ar veni. Pentru toată viața, nu merită, mă. Îți place viața pe care o ai, nu? Da. Bă, și mie, așa că nu, nu, nu vreau. Să toată lumea, e clar. Ai renunțat la adevărat tata iubire niciun caz? Nu. Nu, frate. Niciodată, frate. Acum fără miștori, fără astea și chiar... Oricum, Larisa nu se uită la clipurile astea, dar... Bă, nu. Chiar nu. Nu. Ați lucra într-o zonă de război? Depinde ce. Nu, frate, mi-e e frică. Chiar nu. Pă bune, mie mi-e nu, e frică. Nu. Eu nu știu. Deci, într-o zonă de război ai șanse de... Destul de mari să mori în fiecare zi, în fiecare la, minut. Parcă aș tinde jos spre nu. Adică e ca și cum te duce în Afganistan să... La război. nu e ok. Adică ne te duci, dar nu știu dacă te mai întorci. Am avut vreo una la care să fim cu răspunsuri diferite? Nu cred. <coughs> Nu cred. la fel. Ia bagă. Te-ai căsători cu banii? Da, mă! să mă, frate, în pace. Aș merge pre... Asta merge prea departe. Nu văd chestia asta să te căsătorești pentru bani sau de pentru... Bravo. Pentru... Nu, pentru un milion de dolari, dar... Bă, sunt un milion de dolari, frate! Gândește te ce ai face cu un milion de dolari, dar... Nu știu, n-aș putea face asta, gen... Într-un fel, te vinzi! Dacă ar fi totul sincer, adică să cunoască ambele persoane situația, atunci da. Adică... adică trebuie te fals ca să primești un milion de dolari și după aia divorțezi. Nu știu, mă. Dacă e de asta să gold digger sau cum se zicea tău, nu. Da, frate, nu înțeleg. Știi care e faza? Nu înțeleg chestia asta că practic te vinzi. Efectiv te vinzi pe tine. Nu știu, nu mi se pare ok. Uh, ai face 5 ani de închisoare? Bă, 5, nu. Nu, no, e prea mult. Prea mult se da. pot întâmpla multe în 5 ani. A. E prea mult. Adică în 5 ani... Gândiți-vă că în 5 ani ar putea dolarul să valoreze, nu știu, 0,005 bani? Da, da. Să pierzi 5 ani de viață nu merită pentru nicio sumă, ești nebun. Nu, no, nu e ok, gen tot la fel ca și cum ți-ai vinde 5 ani din viață. Chiar dacă mm. sunt milioane de dolari, doar în cazuri extreme, să zic, că chiar așa avea nevoie de bani. Da, am Ai intrat <laughs> într-o cadă cu șerpi? Bă, din nou, depinde de ce șerpi. Dacă-ți dești amicuți și neveninoși, da. Dar dacă îți dea mari sau venenoși, clar nu. Panda mea. Timp de 10 minute te ce scrie aici. Hmm. Bă, dacă îți de mici, inofensiv, da. Da, mă, da. Mi 10 minute cu <laughs> cum stai, da? Tu zici că da? Da, mă, da. Ți-am zis să fie șerb mici. La șerp de amar nu m-aș băga, că ea da. bagă și mine spaima. Ești de dește, așa, uite când sunt aștia. Cred că ta? Da, cu dar nu-mi dau seama din poza aia, nu știu. Dar că te par... mușcă mă astea Par un mare astea, Eu nu mă bag. <laughs> dacă ar fi așa și până într-un metru maxim și să știu că nu te pot omoră sau ceva. Nu, frate, nu. Deci chiar dacă te mușcă, tot nu e ok. Pe păi dacă și... te mușcă și nu sunt foarte mari, nu prea contează. Domn mi pe Păi da, dar gândește că... Hai să zicem că... Sunt acolo în jur de e, vreo de șerpi. Dacă... Hai cam și, nu da, le nimic. Da, da, sunt 100 de șerpi, gândește-te Sunt șerpi din astia care nu te mușcă Păi, tu cum te așezi în cadă? Imaginează-ți că e o cadă plină cu șerpi Așa. în fața ta, da? da? Vin șerpi Cum te așezi în cadă fără să te așezi după pe așezi ei? Te așezi în cadă și după aia pune șerpi pe tine Dar cine a zis asta? Păi, doar nu o faci singur Uite, tot ce trebuie să faci este să te urci într-o cadă plină de șerpi Plină, deci <sus> deja e plină da, e foarte greu, dar zic că merită. Deci eu nu m-aș băga, frate, n auzi că efectiv îi... Nu, nu, nu. Bă, nu. pentru un milion mi-aș lua inima în aș face, nu. Ați <laughs> exploatat cu bună știință muncitorii dumneavoastră? Pe nu am muncitor. Bă, sincer, nu. Deci, pe Asta... bune, chiar pentru, pentru cât de Barea. mulți bani. Nu, pentru că efectiv Sense. Prima dată trebuie să te gândești dacă tu ai fi pus în situația respectivă, trebuie să gândești dacă la tine ar veni șeful tău, între ghilimele. Dacă ar veni șeful tău la tine și ți-ar zice să faci ceva ce ție nu ți-ar conveni sau nu știu, chestii nasoare sau să vorbească urât cu tine, ar fi. nu ți-ar conveni, știi? Dar. Gen, trebuie să te comporți cu ei cum ai vrea să se comporte un șef cu tine. Adică mă gândesc. Deci nu, n-aș face asta. No. Nu. Nu. Ați face o înțelegere cu un gangster sau mafiot? Aolea. Avem nevoie de vedere, multe explicații. Ce înțelegere? Că poate nu i Credeți ceva Credeți că singurii bani care merită uh, să-i uh, aveți sunt banii cinstiți sau așa, așa, așa? Hai. Ce? Atunci trebuie să faci ceva ilegal. Da, dar mafioții au pile. Da. Din nou, depinde foarte mult ce, că dacă e ceva minor, cu ei pasă. Dacă e ceva nasol, nu. Păi uite-mă, un salariu de un milion de dolari. Nu, bravo. Ai, <laughs> face o înțelegere gen să, să intri într-un gang sau într-un mafie, mă? Da. Adică să devii gangster sau mafiot atunci, nu. B eu am intrat într-un clan, frate. tot. A, clan tigrele, să vreau milionul. Atunci, nu, frate, nu mă, bă, nu mă fac gangster pentru bani. Nu, nu, nu. m-aș băga pentru că e riscant, tot așa. Ați As participat, participat la Survivor. Bă. Da. Aș participa, sincer. Hmm. Îmi plac concursele de genul, da aș participa. Relativ, citește și deci tu ce scrie acolo. Te pune singur pe insulă fără nimic. E exact ca faza cu statul în pădure, numai că aici e un pic mai hard și doar o lună. E un pic mai hard, e doar o lună și nu te lasă nimeni să mori acolo, crede-mă. Cred, acum nu știu. Deci nu te lasă, <hânt> deci nu ar face... Parcă aș încerca, nu știu. Nu, eu m-aș băga pentru că, efectiv, să zicem că te duci, că ți-e foame ca astea, că nu te descurci, dar dacă leșini de foame sau ceva, se întâmplă ceva cu tine, da. cineva e acolo și te ajută. Am văzut și eu emisiuni din astea, oameni care se și pricepeau la chestia asta, oameni mari ca lumea, nu au fost în stare să reziste o lună. Da, dar aș participa, da. că ai scrie doar să particip. Da, aș încerca, dar nu știu dacă aș duce la capăt. Păi scrie doar să particip, Fati! particip și și gata. E. Adică, da, mă bag. Deci, de nu? Dacă erau mai multe explicații la astea, era mai bine. Nu, nu te bagi? Bă, da, mă. Ah, bine. Ai acceptat o mită? Mamă, mită de un milion de dolari? Hai că... Ce acolo? Hmm. Tot Bă? așa, depinde foarte mult despre ce e vorba. Ba, nu mă. Nu, no, deci te gravă care nu, da. Nu, nu, nu plac chestiile ilegale, nu. Păi bine, nu plac chestiile ilegale, ilegale. E, e dubios. Ia, vezi rezultatul tău, are mi arată rezultatul sau sal? Ce e asta? A, uite, încă mai aveți moravuri și standarde. Deci încă ești ok. A, e bine, mă, deci încă A, am moravuri. <laughs> încă am moravuri și standarde, deci e bine. Mai ai până ajungi mare infractor. Da, Păi, nu știu, dacă ați răspuns și voi la întrebări, nu uitați să scrieți acolo în secțiunea de comentarii, nu știu, noi suntem ok încă mai avem moravuri, pentru că mare parte am avut uh, aceleași răspunsuri. Deci nu am face chiar orice pentru bani, dar am face chestii, nu știu, de exemplu, mi-aș parge un nou un cap pentru un milion de dolari. Ce zici, frate? Îl face 32 într-o secundă. <laughs> Gata, deci dacă vreți să-l vedeți cu un vițian, cu 32 într-o secundă în cap, dați-mi milion de dolari, fraților. Băi, nu uitați, găsiți și canalul lui Ovid în descriere acolo, de fapt, ambele canalele lui. Și până data viitoare v-am salutat, echipșorul, nu uitați să apăsați acolo butonul de la el, dacă mai vreți episoare de acest gen și până data viitoare v-am salutat. Pa, pa! Yeah.